Personalul didactic dă încă o dată dovadă de responsabilitate și grijă față de elevii săi. Peste 80 de profesori sunt programați deja pentru imunizare, atât cu AstraZeneca cât și cu Pfizer-BioNTech. Se reia campania de vaccinare pentru cadrele didactice. În ultimele 4 zile au fost programați 83 de profesori. Vor fi administrate 2 tipuri de vaccin anticovid. Cei cu vârsta până în 55 de ani cu AstraZeneca, iar cei care au peste 55 de ani cu Pfizer-BioNTech. Au fost programați în ultimele 4 zile, miercuri, joi, vineri și sâmbătă, 67 de profesori, 67 de cadre didactice cu vârsta sub 55 de ani pentru vaccinare cu AstraZeneca și 16 cadre didactice peste 55 de ani cu vaccinul Pfizer. Pentru AstraZeneca și s-a găsit centrul de vaccinare comunitară din Căminul Cultural Cerneți și pentru Pfizer pe stadionul municipal din Răbdătorul Severin. S-a dorit crearea unui centru special la CCD, adică la Casa Corului Didactic, pe Hedinț, dar pentru că a fost un număr mic de cadre didactice, s-a preferat vaccinarea în centrele comunitare, deci în total 83 de cadre didactice. Vaccinarea cadrelor didactice va continua până la data de 10 martie. Până în acest moment, o mare parte a profesorilor din Mehedinți s-au vaccinat.